Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip vom asambla un kit, fiind vorba despre o bobină Tesla, un transformator rezonant de înaltă tensiune și înaltă frecvență inventat de Nikola Tesla. Bineînțeles, aici este unul micuț, nu este mare lucru. Deși acest circuit inventat de Nikola Tesla nu are utilitate practică, este folosit mai mult pentru amuzament, pentru divertisment. Cum anume, veți vedea în acest clip. Să vedem dacă funcționează kitul. Să despachetăm componentele din această pungă. În pungă avem bobina, un conector DC, radiatorul de răcire al acestui tranzistor bipolar, BD243C, fiind unul NPN, niște distanțiere, șuruburi, un LED de 3 mm, l-am testat, este unul albastru, acest bec, oarecum bec, nu știu cum să-l numesc, am uitat cum să-l denumesc și nici nu știu cum să caut pe Google, mai exact. Poate îmi spuneți voi în comentarii, îl găsiți de foarte multe ori în acele micuțe întrerupătoare din prelungitoare. Să vi le arăt mai aproape. Acesta este. Va fi folosit mai mult pentru a testa bobina Tesla, acest montaj. Bineînțeles că se poate folosi și un bec economic pentru a experimenta bobina Tesla, dar veți vedea un pic mai târziu. Să sperăm că va funcționa montajul. Avem un rezistor, dar în mod normal trebuia să fie de 10 kΩ și din păcate e de 5,1 kΩ. L-am măsurat și are aproximativ 5 kΩ. După codul culorilor e de 5,1. Nu e nicio problemă, o să îl înlocuim cu unul de 10 kΩ, așa cum trebuie. Un condensator ceramic de 1 microfarad. Are distanța între pin destul de măricică, iar pe cablaj, să vi-l arăt de acum, distanța e mai mică. Așa arată cablajul, nu e mare lucru. Spatele lui. Să punem rezistorul. Va fi în picioare, așezat. Ceva de genul. Condensatorul ceramic. Din păcate distanța între pini e diferită. Dar îl vom pune forțat. Tăiem terminalele în exces. Vom continua cu acel conector DC. Să cositorim zona asta. Întrerupătorul cu reținere. Bine că intră doar într-o singură parte. Nu și invers. Să punem acel LED albastru, are rol mai mult estetic, vizual. Avem notat pe cablaj plus și minus. Anod, catod. Bineînțeles, terminalul mai lung reprezintă anodul, plusul. Scurtăm terminalele. Să punem tranzistorul pe radiator. O să punem puțină pasă termoconductoare. Nu o mai degresăm, lăsăm așa că oricum nu contează aici. Nu e o schemă pretențioasă oricum. Punem tranzistorul în zona asta. Montăm șurubul. Sper că e cel corect. Da, e bine. Gata. A fost strâns pe radiator. Punem tranzistorul pe poziție.
Să scurtăm terminalele. Cum orientăm bobina? Dezlipim ațipildul ăsta de aici cu săgeata și lăsăm partea asta sus. Și oricum izolația lacului se va topi. Introducem așa și se va topi când o să punem fludorul. Dar încă o chestie, hai să lipim cu ceva. Eu am super glue, să văd dacă mai e bun. Și o să punem pe marginea asta pe aici. Am pus puțin super glue pe zona asta, pe aici. Cu acest super glue care mi-a rămas mai de mult, s-a dezlipit capacul cu totul. Să introducem firul aici. Hai mai intră. Gata. Am ținut câteva secunde bune. Iar acum, până să lipește la cum trebuie, să lipim și conductorul de PCB. Haideți să lipim. V-am spus, acel lac se va topi. Gata, montajul a fost asamblat. Cam așa arată. Și spatele. Am atașat și aceste distanțiere împreună cu acele șuruburi. Iar acum să trecem la testarea acestui kit. Îl vom alimenta dintr-o sursă de 12V. Pe site scrie între 9 și 12V. Bineînțeles că trebuie să apăs pe acel buton pentru a porni. 3, 2, 1. A pornit. LED-ul s-a aprins. Și hai să vedem dacă funcționează. Hai mă, stai să văd dacă... Încercăm cu acel bec. Da. Dacă apropii prea mult, se stinge. Interesant. Hai să încercăm și cu un bec economic. Să stingem lumina din lateral. Pentru a vedea mai bine. Să îndepărtez puțin camera de filmat. Da. Să stingem și lumina de sus. Interesant. Da, ideea este că nu creează arc electric, dacă am observat bine. Există, dar e foarte, foarte mic. Da, să dau mai aproape. E așa de mic arcul electric încât... nu, e mult prea mic. Și în plus se încinge destul de puternic acel tranzistor bipolar. Da, interesant oricum. Nu e ce vroiam eu, dar în fine. Cam aici să termin acest clip privind asamblarea și testarea unui kit bobină Tesla cumpărat de pe AliExpress. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!